O să rog pe Svetlana să ne explice un pic experimentul pe care l-a făcut înainte de emisiune. Cu mare drag. Vis-a-vis de aură și de acest aparat minune. În primul rând vreau să mulțumesc pe invitații noștri și pe Serghei și pe Galina că ne-au onorat cu această vizită în România și că sunt alături de noi. Există un mare suport din partea dumnealor și simțim acest suport din toate punctele de vedere. Nu orice informație are o valoare atât de mare pe care au adus dânșii. Noi suntem în proces de învățare și de studiere și participăm la aceste seminarii pe care dumnealor organizează împreună cu centrul nostru de vedere intuitivă și descoperim de fiecare dată, în primul rând, despre noi niște lucruri extraordinare despre care n-am știut că există în interiorul nostru. Ok, acum trecem la metoda aceasta pe care am și folosit astăzi, la acest aparat GDV camera pe care o folosesc de 10 ani de zile. De fapt, cândva făceam niște terapii și clienții care veneau, nu toți sunt atât de sensibili și atunci apărea o întrebare: dacă oare se întâmplă o schimbare? Vreau să văd. Da? Este efectul Toma Necredinciosul. Și atunci m-am gândit eu să găsesc undeva o unealtă care o să mă ajute, în primul rând, ca persoană care vine să vadă într-adevăr dacă se întâmplă vreo schimbare. Da? Acest aparat este binevenit în orice cabinet, da? De exemplu la un psiholog sau la un terapeut, da? Ca să vadă și clientul dacă într-adevăr se întâmplă ceva în procesul de vindecare. Noi am folosit această metodă astăzi cu un alt scop, da? Să vedem starea inițială a persoanei, da? Și după ce persoana a purtat 30 de minute acest dispozitiv, da, ținând lângă corpul lui. Imaginea din stânga, dacă o observăm, este acea stare inițială în care se afla una din persoanele, da, și dacă pur și simplu vizual vorbim, fără ca să știm multe lucruri despre diagnosticare energetică, observăm o pierdere multiplă la nivel energetic, da? Acele spații goale, de fapt, reprezintă această pierdere energetică. Persoana care se află în asemenea stare, de fapt, este extrem de vulnerabilă pentru orice boală sau pentru orice influență din exterior. În afară de acest aspect, toată lumea este foarte preocupată de comunicare în ziua de astăzi, pentru că eu, fiind și psiholog, consult oamenii și oamenii întotdeauna îmi spun despre acest lucru, că nu găsim o limbă comună în familie, de exemplu, în primul rând, între soția și soț, între mama și copil, da? Și atunci de ce oare se întâmplă această rupere în comunicare între oameni? Datorată, deci această lipsă de energie exact creează acea neînțelegere între oameni și informația care este livrată de la o persoană la altă persoană, din păcate, nu are o formă corespunzătoare, adică ea nici nu ajunge la celălalt om, nici dacă este transmisă, nu este percepută la fel de bine așa cum trebuie să fie percepută. Ok, dacă observăm imaginea din dreapta noastră, după ce persoana a purtat 30 de minute acest dispozitiv, putem observa că acele goluri sau pierderi la nivel energetic nu mai există. Deci câmpul persoanei arată extraordinar, vedem o armonizare a câmpului. Dacă vorbim despre niște cifre, mărimea câmpului persoanei a fost de 14.000, da? Și după 30 de minute de a folosi translatorul e deja de 21.000 de unități, ceea ce înseamnă o creștere cu 7.000 de unități. Da? E o creștere extraordinară. Am și vorbit cu persoana cum se simte acum. Într-adevăr, mi-a confirmat că se simte mult mai bine, ceea ce înseamnă că eu cred că se simte și mai fericită. Pentru că se simte mai bine și fizic și psihoemoțional, normal că și activitatea pe care o practică îi iese foarte ok, da? Și este chiar extrem de mulțumită.
Am văzut și o schimbare la față, pentru că arăta mult mai pozitivă, mai veselă și transmitea, deci, acea stare de bine. Exact. Da. Foarte interesant. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare tuturora. A fost o foarte multă informație adunată în aceste două ore. Toate informațiile legate de invitații mei le puteți primi sunând la telefoanele afișate pe ecran în regie. Colegii noștri vă vor da toate informațiile. Vă mulțumesc încă o dată. Vă dau întâlnire vinerea viitoare. La revedere!